Este mai bine să fii pregătit și să nu vină nicio oportunitate decât să vină și să fii nepregătit. Te salut cu drag! Care va fi prețul energiei în următoarele 6 luni? Poate doar să crească atât în următoarele 6 luni cât și în următorii ani, iar mai rău decât atât în 2027. Va fi marea criză mondială de energie. În cazul în care te-ai întrebat de ce crește prețul energiei, sunt câteva răspunsuri rapide, iar dintre cele mai importante motive ar fi urbanizarea accelerată, se închid centrale poluante, dar nu se construiesc în aceiași megavați alte unități verzi pentru producția energiei. Iar al treilea motiv este cumva mai sexy, deoarece e vorba de automobile electrice, însă întrebarea mea este de unde vor lua aceste automobile electrice energie. Cea mai importantă întrebare de până acum cum este dacă vezi oportunitatea și mai ales dacă vei câștiga sau vei pierde din următoarea perioadă, deoarece indiferent de ceea ce vei face, toți locuitorii acestei planete vor trebui să se uite cu alți ochi când e vorba de producția energiei, consumul ei și facturile viitoare. Proiectul SolarX X se referă la producția energiei folosind tehnologii avansate precum metaversul, iar în următoarele 10 minute îți voi spune ceea ce înseamnă acest proiect și cum poate să fie pentru tine o frumoasă oportunitate. Însă înainte să încep, aș dori ca să mă prezint, nu doresc să rămân doar o voce. Numele meu este Călin Donca, am 38 de ani, 5 copii, căsătorii de 14 ani și pot spune că din punct de vedere financiar, astăzi am exact viața pe care mi-o doresc. Mi-am cumpărat toate jucăriile, am fost în toate vacanțele, trăiesc într-o casă minunată de 1500 de metri pătrați, pe un teren de 10.000 de metri pătrați, la poalele munților de lângă Brașov și pot spune că n-aș avea deloc nevoie să mai mă ocup de nimic, deoarece activele mele funcționează în domeniul energiei deja de 8 ani de zile. În cazul în care consider că mă laud, intenția mea a fost doar ca să-ți dovedesc prin fapte ceea ce deja am realizat și mai ales să spun că n-am plecat de aici. Provin dintr-o familie normală din România, născut în Reșița și în 2002 plecat în Portugalia ca să vând tablouri din ușă în ușă, simplu zicând Stenio Travariu cu pintura chiar Moștrar. După câteva luni de vândut tablouri în Portugalia, m-am întors în România în 2003 și am început să vând asigurări de viață în sistem MLM, un produs exagerat de greu pentru un tânăr de doar 19 ani. În 2007, în doar patru luni, am câștigat 80.000 de euro la 23 de ani, fiind în fruntea unei echipe, mai ales de tineri și făcând acele lucruri pe care majoritatea nu au vrut să le facă. Din 2007, după mare oportunitate, am avut suficienți bani ca să-mi începe afaceri personale. Unele, bineînțeles, le-am închis și am învățat foarte mult din ele. Altele merg și în ziua de astăzi. În 2014, am făcut marea mea trecere către piața energiei. De atunci și până astăzi, mă ocup de acest domeniu și în 2020 pot spune că în sfârșit a venit marea mea oportunitate din acest domeniu, moment în care pandemia a făcut ca prețul gazului să coboare la 35 de lei, iar mai departe, cumpărând suficient, am putut ca să câștig câteva milioane de euro în 2020 din vânzarea gazului în doar 6 luni la un de 4 ori mai mult decât a fost la minimul său. Astăzi, în 2022, suntem în fața unei mai mari oportunități decât toate cele care au fost până acum, deoarece lumea se schimbă Schimbă, deoarece facturile vor rămâne tot mai mari. Ele nu vor scădea înapoi și mai mult decât atât se vor agrava până în 2027 în marea criza a energiei. De aceea astăzi discutăm despre posibilitatea de a investi în domeniul energiei prin trei modalități. Prima este pentru oamenii care au bani. Peste un milion de euro putem discuta, facem un parc fotovoltaic împreună sau vii ca și colaborator investitori la unul din parcurile pe care noi le construim în următoarea perioadă. De la 10.000 de euro în sus putem să montăm panuri pentru a se duce factura la sau măcar să o reduci semnificativ. Sau, în cazul în care dorești să fii investitor în anumite proiecte în domeniul energiei, investiția minimă începe de la 100 de euro și merge până la 1 milion de euro, deoarece peste 1 milion de euro este mai rentabil, clar, pentru a fi proprietar sau acționar într-un parc fotovoltaic, centrală eoliană sau microhidrocentrală. Pentru primele două tipuri de investiții, dezvoltăm un proiect care oferă posibilitatea unei francize teritoriale, cu alte cuvinte, să fii tu cel care reprezinți unul din județele din România în numele nostru și să faci parte dintr-un proiect care are un birou local în fiecare județ, dar o acoperire națională, ceea ce aduce foarte multă experiență. Pe lângă faptul că ne ocupăm de montaj, facem și parte de mentenanță, fiind prezenți în toată România, iar pentru cei care dețin 1 sau mai multe hectare de teren intravilan bun pentru construcția de panouri, putem discuta de fonduri pentru producția de energie, în care trebuie o investiție de doar 5% din valoarea totală. În cazul în care doreți să fii investitor în unul din proiectele noastre, am creat Solera X pentru a putea fi partner alături de noi în proiecte ce folosesc producția de energie și alte instrumente din domeniul energiei, începând de la doar 100 de euro și mergând mai departe la ce sumă te simți tu confortabil ca să investești în acest domeniu. Nu avem nevoie să știm cine ești, nu-ți cerem buletinul, nu te întrebăm sursa banilor, cu alte cuvinte, nu facem KYC. Amortizarea investiției este în 3-4 ani, nu este peste noapte, este o investiție serioasă. Ai posibilitatea de a beneficia de un bun financiar, cu alte cuvinte, să-ți crească valoarea de 10 ori a investiției tale în această perioadă, deoarece folosim tehnologii foarte inovative despre care am să discut imediat. Tot ceea ce se investește în proiectul Solera X merge mai departe către proiecte ce țin de producția energiei solare, hidro sau alte tipuri de producții, către contracte futures pe bursa energiei, ferme de minare BTC conectate la parcurile noastre solare, proiecte noi în domeniul energiei și alte produse pentru producția de energie, cum ar fi panoul solare pe care le putem ține în stoc. Pe lângă partea de energie investim de asemenea și în dezvoltarea platformei, mentenanța proiectului, marketingul pentru vânzări, administrarea proiectelor noi despre care discutăm, evenimente pentru promovarea acestui proiect, acțiuni caritabile și pentru echipa de inovație. Profiturile mai departe ce rezultă din aceste investiții merg în continuare către proiectul nostru, mărind atât proiectele ce țin domeniul energiei, cât și susținerea pentru dezvoltarea lor. Cu toate că acest proiect a fost lansat pe 2 Februarie 2022 este vorba de 8 ani experiență personală în spate pentru a lansa acest proiect și de asemenea echipa cu care colaborăm și care o putem găsi pe site-ul oficial al companiei dețin o experiență suficientă, iar când mă refer la creștere, mă refer mai ales la faptul că ne-a respectat 100% roadmap-ul pe care l-am promis și toate punctele din el, valoarea investițiilor noastre deja a crescut de 3 ori într-o perioadă foarte scurtă, toate promisiunile ce țin acest proiect au fost respectate, ne lăsă nicio urmă de îndoială celor care au fost sceptici la început. Tehnologia pe care o folosim la baza acestui proiect este cea de blockchain, iar în cazul în care nu ești familiarizat cu tehnologia de blockchain, vreau să spun că este cea care oferă cele mai rapide tranzacții când este vorba de sistemul bancar și tot mai multe bănci încep să adoptă de această tehnologie, comisioanele sunt infime, iar tranzacțiile sunt instante. De asemenea, când este vorba de securizarea datelor, nu există tehnologie mai inovativă, mai ieftină și mai rapidă. Pe partea de business, tot mai multe companii găsesc soluții pentru a integra această tehnologie. Nu în ultimul rând, sectorul de gaming a fost revoluționarizat de virtual reality și tot ce înține de jocurile virtuale. Chiar și după aceste lucruri explicate, dacă ești în continuare sceptic, poate cei de la NASA îți transmit mai multă credibilitate în momentul în care chiar ei folosesc această tehnologie pentru a funcționa cât mai eficient pe partea de sateliți, FBI o folosește pentru a digitaliza, iar Marea Britanie vrea să fie în fruntea tuturor găsind soluții pentru integrarea NFT-urilor ce au la bază tehnologia blockchain. Știu că multe persoane asociază blockchain-ul cu cripto, ceea ce este foarte corect. Mie nu îmi place ideea de cripto pentru că tot ce îmi spune este doar trading și volatilitate și câștiguri și pierderi și nimic sigur. Iar din acest motiv vreau să-ți mai arăt câteva fapte ce s-a întâmplat deja în acest domeniu al cripto, dar mie îmi place să-i spun blockchain și să mă refer la cel mai mare investitor al lumii noastre, Warren Buffett, care a investit un miliard în prima bancă, Bitcoin-friendly, lăsând deoparte investițiile sale în Visa și Mastercard. Și să vedem că McDonald's și Apple deja și ei sunt în acest spațiu, dezvoltând diverse aplicații și folosind tehnologia de blockchain, în timp ce tu te întrebi dacă este ceva serios sau nu. Există posibilitatea ca să urmești această prezentare, în timp ce porți unul din produsele Nike, companie care de mult este în metavers cu produse deja patentate. Experții în domeniul financiar, cum ar fi cei de la City, spun că metaversul este o economie în valoare de 13 trilioane de dolari. Creșterea proiectului Solera X folosind tehnologiile blockchain este asigurată spre a fi inovativă, eficientă și foarte productivă pentru investitorii săi. Iar peste toate acestea, cel mai sigur mod spre a vedea dacă o companie este serioasă sau nu, o poți face folosind sunt proof of history, fapte, rezultate care conferă siguranță. Iar dacă în continuare te mai întrebi dacă este posibil ca această frumoasă creștere să fie urmată de o urâtă și agresivă descreștere, vreau să-ți arăt ce s-a întâmplat în piață în ultima perioadă în care acest proiect a luat naștere, mai exact date exacte prin care se arată că bursa a picat, Netflix, la care ne uităm seara și care a fost la 700 de dolari, a picat, top 500 companii ale lumii listate la bursă au picat și ele, Bitcoin, pentru că a picat bursa, bineînțeles că a picat și el, iar după Bitcoin toată piața cripto și cu toate acestea Solera X, după cum v-am arătat, a crescut așa cum este prezentat și în acest grafic de pe site-ul companiei. Cum este posibil ca toată piața să pice iar prețul nostru să stea și să crească mai departe? Ei bine, ceea ce nu v-am arătat a fost prețul energiei. Pentru că prețul energiei, a gazului, a benzinei și a tot ce ține de energie a crescut și crește mai departe. Motiv pentru care atât timp cât crește prețul la benzină crește și valoarea investițiilor noastre deoarece, așa cum deja v-am arătat, proiectul investește în domenii ce țin de partea energiei, de producția energiei, de contracte în avans pe 2-3 ani de zile, timp în care prețul va crește mai departe, se reinvestește totul în proiect, ceea ce creează mai departe o creștere frumos exponențială, în timp ce piața este lovită exact de lucru ce nouă ne face bine, prețul energiei. Toate detaliile privind acest proiect în amănunt le găsiți pe solerax.io, la secțiunea White Paper, tehnologiile din spate, NFT-urile metavers, puteți foarte ușor să-l downloadați, iar mai departe să înțelegeți ceea ce înseamnă prețul Solera X și de ce în următoarea perioadă el va crește. Iar riscul cel mai mare este ca vecinii tăi pună panouri pe casă, să investească în domenii ce țin de energie, iar tu în tot acest timp în care toată lumea își montează panouri, să stai, să faci economii, iar familia ta să chinuie deoarece nu te-ai gândit înaintea celorlalți să beneficiezi de această frumoasă oportunitate și iar acum trebuie să ai emoții de fiecare dată când vii bine, factura la lumină. Cealaltă variantă ar fi ca să investești și să faci parte din această schimbare și pentru fiecare panou care prietenii tăi, familia ta și cunoștințele tale îl montează pe casă, tu să ai un beneficiu și te vei bucura de vacanțe frumoase alături de familia ta, deoarece ai început înaintea celorlalți, te-ai pregătit și când ai oportunitatea, ai beneficiat de avantajele ei. Prin proiectul X poți beneficia de un venit pasiv ca investitor, foarte simplu, înregistrându-te pe site-ul solerax.io, secțiunea SANA App to Join și în loc să achiziționezi acțiuni, vei achiziționa token deoarece folosim tehnologia blockchain. Totuși, dacă vrei un venit activ, vrei să faci un milion de euro într-un an, vrei să faci 10.000 de euro pe lună, te invit în tabăra celor 31, unde voi preda un curs de îmbogățire rapidă prin tehnici de vânzări secrete. De ce sunt secrete? Pentru că încă nu le-am spus nimănui, dar le-am verificat în cazul meu, le-am practicat și m-au ajutat ca astăzi să am mai mult decât este în imagine și să te învăț tehnici funcționale de vânzări, exact ce a mers pentru mine și cu siguranță merge și pentru tine pentru a fi liber financiar. Împreună putem beneficia de cea mai mare oportunitate, reforma energiei, iar dacă ai mai fost la cursuri de vânzări, întrebarea mea este câți bani avea oamenii ăia care îți predau acele cursuri, care a fost oportunitatea despre care ți-au vorbit, deoarece sunt sătul să învăț și să învăț și să învăț teorie, ce mai departe trebuie eu singur să văd cum o aplic în practică, fără ca cel ce mi-a predat-o să-și asume responsabilitatea rezultatelor din urma ei și să-mi arate exact cum funcționează. Tocmai de aceea facem exerciții de role play exact acolo, la seminar, testăm dacă funcționează sau nu funcționează aceste tehnici de vânzare și începem să facem bani chiar de-a doua zi. Am acceptat să fac doar cu 30 de persoane pentru fiecare tabără un seminar, deoarece vreau ca să fiu alături de tine, să te cunosc și să pot să fac o diferență în viața ta dacă participi în această tabără alături de mine. Cel mai rapid mod spre a-ți rezerva un loc este să trimiți un mesaj pe WhatsApp să spui că vreau tabăra celor 31, iar noi te vom contacta și îți vom spune toate detaliile, cât costă și ce trebuie să faci. Astăzi ai exact ceea ce meriți ca urmare a faptelor și deciziilor din ultimul an. Fie ca anul viitor pe vremea aceasta să ai mult mai mult, deoarece astăzi ai decis măcar să verifici și să nu te asumi riscul de a pierde cea mai mare oportunitate pe care o vei avea în această viață. Îți mulțumesc pentru răbdarea de a viziona până la final și îți doresc viața pe care um médico adevera